Sărmâna Părinte Arhimandrit Andrei Coroian, vă mulțumesc că ați acceptat să facem acest podcast despre boala și tămăduirea sufletului, ținând cont că îl facem într-o perioadă și într-un an care este un an omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și de asemenea un an comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori și doctori fără de arginți. Îmi doresc foarte mult acest subiect pentru că mă preocupă de o perioadă de timp destul de mult pe mine. Sigur, acum vă mai fac o prezentare privind personalitatea și la dumneavoastră cred că este de prisos pentru că faceți parte dintre duhovnici îmbunătățiți ai neamului românesc și vă mulțumesc că vă știu ca și părinte duhovnic al meu și de asemenea vă știu de când ați venit în episcopia noastră, Adevei și Hunedoarei. Boala, dacă este să vorbim despre boala sufletului, care este un subiect destul de spunem așa, acum uzitat, atât pe canalele social media, cât și foarte mult în biserica noastră, este important de a porni de la cauzele bolii sufletești, dar nu numai a bolii sufletești, ci și a bolii trupești, dar noi vrem astăzi să ne axăm mai mult pe boala sufletească, pentru că noi știm că biserica noastră are convingerea că suferința și boala este strâns legată de păcat și de asemenea că există o legătură între boală și păcat și de asemenea între vindecare și iertare. De ce spun acest lucru? Pentru că medicina, și eu fac parte indirect din ramura asta medicinei, sunt medic veterinar, la ora actuală consideră că este la nivelul cel mai înalt privind atât progresul în medicină, pe toate palierele, dar și pe partea de medicină, să spunem așa, psihologică, partea de medicină sufletească, cea care integrează mai multe ramuri ale medicinii și care vrea să îl vindece pe om și din punct de vedere al psihicului. Și sigur că aici este o preocupare de multe ori și o interdependență între medic și preot de a putea să aducă rezultate pentru pacientul bolnav. Sigur că eu, cu cunoștințele mele, consider că, și am citit acest lucru în Ieroteos Lahos, care îmi place foarte mult și mă fascinează foarte mult opera lui, consider că sufletul nostru, de multe ori, se îmbolnăvește și este bolnav pentru că noi ne îndepărtăm de izvorul tămăduirii, de izvorul, să spunem așa, leacurilor pe care ni le dă Sfânta noastră Biserică prin Domnul nostru Iisus Hristos. Biserica, sigur că este trupul tainic al lui Hristos, este cea care ne dă medicamentul permanent pentru a ne vindeca. Și am citit în Ieroteos Lahos un lucru care m-a impresionat foarte mult, faptul că, și nu-l știam și mi-a plăcut enorm de mult, că noi suntem bolnavi sufletește datorită întunecimii minții noastre sau datorită morții minții noastre, pentru că mintea este un ochi al sufletului și partea rațională a sufletului. Aș vrea să cumva să pornim de la ideea de boală și apoi să ajungem la ideea de tămăduire, de vindecare. Mie îmi place foarte mult termenul de tămăduire, am văzut că și părintele Ieroteus Lahos îl folosește foarte mult. Da, păi mai întâi, poate că ar fi bine sau putem observa că în ultimii 30 de ani, 35 de ani, mai ales după căderea regimului comunist, poate că într-un fel și religia și credința s-au dezvoltat, adică teologia s-a dezvoltat pe mai multe paliere pe care erau interzise în timpul regimului trecut și în același timp știința, care a fost o știință amorfă, o știință ateie este o știință amorfă, care a luat materia în sine ca sursă de viață, spunând că materia secretă sufletul. Mă dați mai o absurditate. Ori antichitatea, anticii știau lucrul acesta, citui unui acum vreo 20 ceva de ani, cred că o carte, mă rog, despre Zamolxis, marele zeu al dacilor,
Între unele tradiții se spune că Zamosi ar fi fost sclavul lui Pitagora, ceea ce nu prea cred că a fost, că nu, datele nu corespund istoric, dar în ce ca și în discuțiile acestea care le-a avut cu îmbătații greci, el spunea, strămoșii mei știu să vindece și sufletul și trupul, voi căutați să vindecați doar trupul și de aceea nu puteți să-l vindecați, pentru că ca să vindeci un trup, un om, trebuie să-l iei întreg, în întregul lui, să-l iei și sufletul și trupul. Ei, acum, după 90, practic s-a revenit oarecum la modul acesta de a gândi omul integral, omul integral suflet-trup. Și dacă sufletul este viața trupului, că trupul trăiește prin suflet, când sufletul părăsește corpul, corpul se descompune, nu mai poate trăi. Sufletul, sufletul este Dumnezeu. Și aici, acum, oricum le-am definit, cum zice în altul Vlacos, oricum am definit întunecimea minții, toate acestea, noi, dacă am putea să zicem direct, toată boala sufletului este necredința. Deci, bolile sufletești, toate sunt bolile necredinței. Premiza oricărei cunoașteri adevărate în teologie, în psihologie, în orice domeniu, este starea noastră de cădere. Noi nu putem să știm exact cine suntem, ce suntem, ce dorim, care este starea noastră, dacă nu constatăm că noi nu suntem în starea cea din tâi. Noi nu suntem în rai, noi nu suntem tineri, frumoși, sănătoși, nemuritori în fața lui Dumnezeu, cu un plan existențial pe care l-a gândit Dumnezeu, după cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul și alți Sfinți Părinți, foarte înalt, foarte frumos, foarte superior și care, prin păcat, omul l-a pierdut. Ei, căzând în păcat, noi am ajuns cumva să folosim acest organ care în rai nu era nevoie de el, pentru că a zice că în rai se folosea vederea, vedeai pe Dumnezeu, vedeai îngerii și iubirea. Ai de ajuns să-L vezi, să-L iubești. Ei, acum organul prin care noi trăim în această lume, departe mult de Dumnezeu, adică diferența aceasta de stare, la starea de om Dumnezeu, cum a fost omul la început și cum suntem acum om animal, om demon, care îi face păcatul în fiecare zi, este foarte, foarte mare. Adică că e de mii de ani lumină, căderea aceasta este. Și atunci, în starea aceasta în care noi trebuie să folosim organul credinței. Și boala, toată boala în lume, izvora tot rău și a tot ce există, să știți că este necredința. Și începutul, de fapt, a duhovnicii, a legăturii cu Dumnezeu, este tocmai activarea acestei facultăți sufletești, psihologice, din toate, adică, practic, ea cuprinde și sufletul și trupul, tocmai aceasta activarea credinței. Deci noi trebuie să căutăm, de fapt, activarea credinței. Și acum, dacă observăm, deci toată istoria lumii și istoria umanității asta. Adică aici putem să vedem cât lumea a trăit în credință sau în necredință. Dacă omul trăiește în credință, a pornit pe calea vindecării. Omul n-a fost făcut bolnav, a fost făcut tânăr, frumos, sănătos, nemuritor și a fost făcut să trăiască într-o stare superioară în iubire, cu formă de cruce, cu Creatorul și cu toți cei creați. Asta e starea omului. Ori, părăsind credința, care atunci pierde și subiectul credinț, care e Dumnezeu și care e izvorul iubirii. Ori iubirea se revarsă în formă de cruce, vine pe vertical, se răsfrânge pe orizontal. Și atunci s-a pierdut lucrul acesta. Și trăind în necredință, și aici găsim, de fapt, practic, firul roșu al revenirii omului este trăirea în credință. Adică, tot dacă luați Sfânta Scriptură, de la, hai să zicem, și Noe este un precursor al credinței, cumva, că el ascultă pe Dumnezeu 100 de ani aproape, că face acea corabie, vă închipuiți că nimeni nu mai credea pe pământ în Dumnezeu, dar nici nu ce Dumnezeu, că nici nu știa de Dumnezeu. Și el totuși ascultă de un Dumnezeu care nu,
nu știa despre el, nu știa mai mult, e vorba atât că el era un om bun, curat și își păstra curăția sufletească și trupească. Și apoi, practic, credința vine prin Avram, prin care Avram se descoperă, de fapt, prin Avram se redescoperă, ce se descoperă, de fapt? Starea omului care a fost pus la început. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că n-ar fi trebuit să avem scripturi scrise, că ele erau puse în inima omului de la început. Adică toată Biblia, toată Filocalia, ea este în interiorul nostru, numai ea trebuie dezvoltată. Și atunci, cumva, a venit Dumnezeu cu chemarea ca să reactiveze noi credința, cum ar activa niște programe cu telecomanda, și prin asta începe să se dezvolte. Și de aici ai toată dezvoltarea aceasta a filocaliei, practic. Filocalia e o teologie a vindecării sufletului. E o teologie, și teologia de fapt e psihoterapie. Teologia nu e o știință ca să o înveți de dragul de a o ști și să rămâi rece, faci o sumă de cunoaștere teologice. Nu, ci teologia e ceva care o înveți cum să te vindeci, cum să o aplici asupra sufletului tău. Asta e marea frumusețe a teologiei. Aș vrea să vă întreb, pentru că ați vorbit atât de frumos despre credință și ea sigur face parte din una din treptele vindecării noastre sufletești, o să revenim la ea poate succint, dar aș vrea înainte de acest lucru, Părinte Andrei, să ne spuneți un pic aici, pentru că și Domnul nostru Iisus Hristos ne-a spus în Noul Testament, întotdeauna atunci când vindeca, credința ta te-a mântuit. Da. Sigur că aici, de aici pornim, este extraordinar. Dar vorbim acum după și mi-a plăcut foarte mult cum ați accentuat de asemenea cum era Adam în rai și cum avea și vederea dumnezeiască, dar și luminarea, adică el îl vedea în lumină dumnezeiască pe Dumnezeu. Vreau să revenim un pic după venirea Domnului nostru Iisus Hristos și venirea Mântuitorului nostru. El ne-a lăsat Sfintele Taine prin Sfinții Apostoli în Biserică, prin care pornim prin botez, pornim prin această baie în Duhul Sfânt și ne curățim de... Acum, ce se întâmplă? În alt prestul Vlacos, care poate că este cel mai important teolog empiric al vremurilor noastre, care a scris peste 100 de cărți, care toate sunt, de fapt, niște filocalii, prin contacte care a avut dânsul cu Sfântul Paisia Ghioritu, Sfântul Sofroni la Essex, i-a cunoscut pe toți acești mari sfinți, pe Sfântul Calinic al Edesei, un mare sfânt părinte care a fost părintele lui duhovnicesc. Dânsul spune că premisa oricărei vindecări este credința. Și accentuează în cărțile acestea, Psihoterapia Ortodoxă, Calea Vindecării Sufletului, toate aceste trilogie, care au și poate să prezentă în sfârșit, accentuează importanța credinței și importanța dreptei credințe. Asta e foarte important. Adică să ai o credință, dar să ai o credință dreaptă, să ai o credință adevărată, nu o credință superficială, că acum așa într-o zeitate crede oricine, dar aici se vede, măsura trăirii este măsura credinței, măsura vieții. Și acum, noi știm, acum vedeți, că de fapt primul ortodox a fost Adam. Adam era ortodox prin fire, ortodoxia este firea omului. Și el avea o dreaptă relație cu Dumnezeu, o dreaptă cunoaștere a lui Dumnezeu, o dreaptă cunoaștere a naturii, o dreaptă relație cu natura. Deci toate erau ortodoxe la Adam. Ei, prin căderea Adam, ce a pierdut? A pierdut ortodoxia cumva, că toate rătăcirile astea care izvorăsc din păcat, sunt de fapt pierderea ortodoxiei, pierderea firii omului. Asta. Și de-abia trebuie să treacă câteva mii de ani până la Avram să se ridice unul un ortodox care să creadă cu adevărat în Dumnezeu, să-L asculte, să-și arate că Dumnezeu e în trăime, comuniune de persoane, pentru că Dumnezeu nu poate fi conceput monosingular sau deist, sau așa, ci poate fi conceput doar în trăime, că doar așa e un izvor de iubire. Adică trei persoane care se iubesc reciproc și trăiesc una în alta. Și atunci
Vedeți, ascultarea aceasta lui Avram de Dumnezeu, trăirea lui cu Dumnezeu, deci ea practic naște poporul ales, prin care Dumnezeu poate comunica prin dreapta credință. Eu am citit undeva niște studii, cred că la Părintele Chirilă de la Cluj, niște studii de Vechiul Testament, în care, mă rog, la un simpozion participase și un profesor evreu și care a avut ca temă de susținere Avram în tradiția iudaică. Vedeți, acolo am aflat niște lucruri care nu le știm în teologia noastră, că Avram nu odată i-a vorbit Dumnezeu. Dacă Biblia spune că i-a zis, vino și vine. Deci că i-a vorbit zeci de ani până a ajuns. Și a fost printr-o întâmplare. Deci Avram era fiul generalului Terach, mare, primul general al împăratului Nimrud, mare împărat al Babilonului. Și când s-a născut Avram, toate prezicătoarele, toți magii au spus, ăsta va crede într-un zeu străin și care va detrona toate celelalte împărății. Și atunci ăsta când a auzit, i-a spus împăratul Nimrud, generalului său, ucis pe loc. Și ăsta acum îl iubea și pe împărat, dar cum să-și ucide copilul? Și nu l-a ucis, l-a pus într-o peșteră și a trăit acolo până zeci de ani, până a murit împăratul Nimrud. Și acolo a început să comunice Dumnezeu cu el. Avrame, Avrame. Și a ajuns că la 60 de ani, deja 62 de ani când s-a căsătorit și a murit după aceea și a părăsit, de fapt, Urul Caldeei, el e deja exersat în trăirea cu Dumnezeu. Și de aici, practic, începe izvorul credinței. Ei, acum, ce se întâmplă? Vedeți, credința, ea vine până la Domnul Iisus Hristos. Acum, Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu om. El, în primul rând, că este Dumnezeu pe pământ. Păi acum, de ce ne-o fână mai doar 5506 ani, să zice că e de la Adam până la Hristos? De Dumnezeu. În pământ, în lumea aceasta a păcatului, care ajunsese casă de nebuni, ajunsese teatru de război, ajunsese un spital de psihiatrie, orice ajunsese lumea aceasta, de a veni potopul, Sodoma, Gomora, era lipsă de Dumnezeu, era dor de Dumnezeu. Omul avea dor de lui, Dumnezeu. Dor de Dumnezeu. Ei, venea Dumnezeu. Dar în același timp, acum Dumnezeu vine accesibil, vine pipăibil, vine, îl poți primi, îl poți îmbrățișa. El vine și ia din Preacurata Fecioară Maria, care e noua Evă, femeia fără păcat, care respinge ispita diavolului de nu păcătuiește nici cu gândul. Ia vedeți, adică ceea ce nu reușește Eva în rai, sau lângă rai, acolo spune Sfântul Efrem Siru că i-a ispitit nu rai, că în rai nu intra satana, ea reușește pe pământ. Să biruie toate oștirile drăcești, zice Sfântul Nicolae Cavasila. Și atunci, ea, reușind fără păcat, îl primește pe Fiul Dumnezeu la bună vestire, își dă acceptul să conlucreze cu Dumnezeu la mântuire, să întrupează Fiul Dumnezeu. Ei, acum, în unirea ipostatică, noi îl avem pe adevăratul Dumnezeu. Deci, Iisus Hristos este adevăratul Dumnezeu, Dumnezeu om. Dumnezeu nu ne-ar putea mântui din afară, pentru că este transcendent și noi nu putem comunica cu transcendentul, că nu știm ce e acolo, nu vedem. În același timp, omul singur, imanentul, nu se poate mântui singur. Zice Sfântul Pavel că omul, mintea lui, n-a reușit să ajungă. Și acum, toate religiile din lume sunt mișcări ale imanentului spre transcendent. Fiecare caută ceva acolo, își dă cu părerea ce-o fi din sus de bolta bisericii, dar nu știe ce. Ei, și atunci, toată rătăcirea asta a omului și toată neputința se risipește prin Iisus Hristos. În persoana lui, lui Iisus Hristos, este și omul de plin să restaurează Adam, acela care n-a păcătuit, Adam, tânăr, frumos, sănătos, nemuritor, dar în același timp este și Dumnezeu de plin pe pământ. Întru el locuia, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, zice Sfântul Apostol Pavel la Colosei. Ei, și atunci, prin Iisus Hristos, de aceea credința noastră acum se îndreaptă nu spre un Dumnezeu transcendent. Noi nu mai avem credința într-un Dumnezeu, ci spre Dumnezeu om. De aici începe toată istoria mântuirii, istoria vindecării. Și acum, el e ușor, pentru că el a fost punc, un punc îl iei în brață. Dar ei, de fapt, luându-l în brață de drag, te trezești că te-ai vindecat de niște boli incurabile. Că e Dumnezeu însuși, luându-l cu credință și cu dragoste.
atingându-ți de poala hainei lui, te vindești de o surge de sânge de 16 ani. Adică toate lucrurile astea se pute prin atingere de Dumnezeu om. Și atunci, acum, toată lucrarea bisericii este, de fapt, continuarea lucrării Dumnezeului om. Ziceați, ce sunt tainele, de fapt? Tainele sunt niște canale, cumva, prin care puterile Dumnezeului om ne să dăruiesc nouă. Acum, noi le-am sintetizat, cumva, că în botezul ăsta, dar ele nu sunt... Șapte taine. Da, nu sunt, ele sunt mai multe. Dumnezeu știe, adică prin Hristos lucrează multe feluri. Acum, cei care asta numai Dumnezeu poate face, zice, cum zice Părintele Stăniloa, în dogmatică, poate îl zice cel mai frumos, da? Zice, adică Iisus Hristos, zice, după ce a împlinit rânduiala pentru noi, că s-a întrupat, a trăit viață fără păcat, viață dumnească într-o pomenesc, ce să numai, a murit, răstignit pe cruce, moartea era străină pentru el, că el n-avea păcat, moartea e plata păcatului. Moare, suferă cruce de drag, ca să-i mântuie pe cei care suferă pentru păcat, să te izbăvească din suferințele păcatului. Și apoi, în viață, ce, când se înalță la cer, zice că el primește și în trup atâta nevmatizare, atâta îndumnezeire, încât să poate dărui în orice timp și în orice loc, și cu trupul ca și cu sufletul. Asta este ceva extraordinar. De-aia noi ne împărtășim cu trupul Domnului, ca și cu suflet, adică ca și cu însuși Dumnezeu din trupul lui. Și atunci, el după ce se înalță, trimite Duhul Sfânt. Ei, Duhul Sfânt, vedeți, e a treia persoană a Sfintei Trăimi, care e Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt, să face lucrarea Domnului Hristos, asta e marea putere. Cum Duhul Sfânt, umbrind pe Maica Domnului, în altul Bartolomeu definea umbrirea sau adumbrirea, o modalitate în care Dumnezeu își exercită puterea învăluit în taină. Tainică, nu vede. Ce a atins Harul lui Dumnezeu. Harul, când l-a atins, prin puterea Duhului, se întrupează Dumnezeu. Păi ceva de neimaginat, cum Dumnezeu să facă om pe pământ. Acum el îi stătrupește toată plinătatea Dumnezeirii. Acum Duhul Sfânt face altă lucrare, tot la fel de mare. În toată puterea plinătatea Dumnezeirii care era în Iisus Hristos, o transmută, ca și cum să dau ăsta traducerea simultană, să o traduce, o dă în apostol și în toți care cred. Și de atunci, iată că asta avem biserică, adică biserica este toată lucrarea aceasta Duhului Sfânt, deci care el e sufletul bisericii, da? Și care îl face pe Hristos în miliarde de exemplare. Bine. Și apoi de aici asta e toată lucrarea bisericii, știi, practic, da? Da, foarte frumos ați vorbit, Părinte. Biserica, într-adevăr, este spital duhovnicesc, este locul unde omul se poate vindeca ajungând la Hristos și prin Hristos se vindecă. De asemenea, l-ați pomenit aici, cum se spune, pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, care spunea că mintea îndepărtată de Dumnezeu se face fie animalică, fie demonică. Asta mi-a plăcut foarte mult când am citit lucrul acesta. Vedeți, biserica, zice undeva, cred că Sfântul Iustin Popovici, are niște cuvinte foarte frumoase despre biserici, mare teolog. Deci, biserica este și spital duhovnicesc, este și universitate, e școală, din la zero până la termen. Facem cateheză. Pentru că aici înveți adevăratele lucruri, înveți lucrurile care te vor ajuta în viață și să treci în veșnicie. Și aici ai și locul de muncă, pentru că omul e făcut să lucreze pentru Dumnezeu. Nu e făcut pentru altceva. Până la urmă, adică omul, că el prin rătăcire a inventat câte meserii sunt în lumea acum aceasta, dar el, omul, a făcut pentru Dumnezeu, adică a fost făcut, cum zice Sfântul Efrem Sirul, zice că i-a dat Dumnezeu lui Adam porunca ca o cădelniță să-l asculte pe Dumnezeu și să lucreze. Și acum, care au fost meserile primordiale? Să ieșim puțin din rai, să stăm acolo la poarta raiului. Ne-a stat Adam 10 de ani, poate așteptând. Păstoritul și agricultura. Astea au fost meserile primordiale. Adică era crescător de oi, Abel și Cain lucra pământul. Ei, toate restul sunt bine îngăduite de Dumnezeu, dar nu în măsură care o profesie
te poate păstra legătură cu Dumnezeu sau sporește legătura cu Dumnezeu, este binecuvântată. Ori în măsură în care te îndepărtează de Dumnezeu, prin ceea ce faci, nu este o profeție binecuvântată. De aceea multe profesii se opresc la poarta cimitirului. Nu vor merge în cealaltă lume. Și atunci noi, adică căutăm lucruri esențiale. Biserica e locul în care ar trebui să muncească toți pentru Dumnezeu, că toți ar trebui să sunt și membri ai bisericii cei botezați. Toți ar trebui să lucreze puțin pentru Dumnezeu. Da. Sub forma lui. Fiecare că lucrează acolo, dă și el aici, zeciuiala, dă nu știu ce, și face și el. Apoi, e locul în care înveți, pentru că aici înveți lucruri, acum vedeți dumneavoastră, la teologie. Eu mi-am amintesc că acum 35 de ani, când în liceu, acum 40, eram foarte fascinat de filozofie. Am ajuns adeptul filosofiei lui Bergson, intuiționismul. Ei, și după când am citit prima dată dogmatică lui Neu Mihălcescu, până 50 ceva, am văzut ce-i teologia? Păi, toate științele zero. Toate științele sunt la degetul mic ale teologiei. Adică ele, pentru că ele te învață ce va fi pe lumea asta, ce va fi, dar nu te învață ce-i dincolo. Ori teologia e singura știință adevărată, de fapt, care te învață ce-i lumea dincolo și te învață ce rost au și celelalte de pe pământ. Te învață și dincolo de marginea mormântului, adică te aș vrea să ne rămână timp, Părinte, pentru ca să luăm pe rând metodele terapeutice care omul să ajungă la vindecare, la tămăduire. Și aici am luat și din gândirea Părintelui Eroteus Lahos, cât și din alți părinți. Ele, metodele, deci să știți, sunt foarte, adică foarte, toate cărțile acestea avem noi, astea, ele sunt de fapt o dezvoltare a unor lucruri simple. Deci, tămăduirea începe de la actul credinței. Cred. Crezi că te poți vindeca? Cred, Doamne. Fii vindecat. Deci, ea pornește la actul credinței. Dar credința are două capete. Zice Sfântul Grigore Sinaită, în Filocalie. Zice, credința ca informație și credința ca putere. Și trăire. Prin lucrare, care e la sfârșitul trăirii. Ei, eu cred că mă vindec, dar dacă n-am credință încă că să mă vindec, înseamnă că trebuie să treacă ani de zile ca eu să lucrez. Rugăciunea, postul, spovedania, împărtășania, toate. Și apoi să ajung la nivelul de credință. Ei, acum, dacă ești, ai crezut în Dumnezeu, înseamnă că ai pornit pe calea vindecării. Ei, vindecarea are trei trepte mari generale, trei etape generale. Are treapta purificării. Despătimirii. Deci primul, a treapta este treapta purificării. Curățării. Ei, trebuie să trec prin asta, prin treptele acestea de purificării. Post, rugăciune, pocăință. Să știți că astea sunt lucruri practice, latul și multe apăcânta cu oameni care au băut droguri, păcate grele. Ei, în luni de zile acolo, trăind în pocăință, ca și Sfânta Maria Egipteanca, Sfântul Varvar Felharu, s-au vindecat. S-au vindecat. Cazuri reale. Da. Ei, acum asta, deci vindecarea începe tocmai asta prin vindecarea asta de patim grosolane, de mânie, de beție, de curvie, de mândrie, de toate cele. Știți că sunt în Scara, Sfântul Ioan Scăraru, acolo un exemplu al lui Isidor, un fost guvernator al Alexandriei, acum vă dați un guvernator al Africii, era un fel de președinte UE de acum, nu știu ce, și chiar a intrat în mănăstire să călugărească. Și îi zice stareț, acolo zice, părinte, eu vreau să mă călugăresc, să fiu și călugăr. Și starețul îi zice, păi, domnul Isidor, matale, ai condus popoare întregi, cum o să te smerești să fii aici ultimul frate, știi, mănăstire? Nu o să pot, o să fie greu. Și el zice, nu, părinte, că o să pot, și mă dau ca fierul, mâna fieralului, ca oală, lutul în mâna oalalui, așa. Ei, și până la urmă îl primește și spune, pentru că el avea un vădat sau ce orgol avea în el, dacă a fost un președinte stal sau nu știu ce, guvernator Alexandrie. Și zice, el a pus 7 ani să stea la poarta mănăstirii, să spună celor care intră și celor care ies, miluiți-mă pe mine, păcătosul, că sunt un îndrăcit. Nu, vă dați seama acum dacă l-ai vedea pe domnul Băsescu, să zic, sau personalitatea asta cunoscută la o mănăstire renumită, la Nicula sau la Puna, sau nu știu cine, stând la poarta mănăstirii, miluiți-mă pe mine că sunt îndrăcit. Deci vă dați seama? Pentru că rădăcina tuturor păcatelor este orgoliu, mânia, mândria, care ne face neascultători. Ei, tocmai lupta aceasta este cea mai grea cu mândria, de aceea despătimirea e treapta cea mai grea.
cea mai grea, din început. Ei, și el zice că s-au merit 7 ani, făcut ascultarea asta, și Sfântul Ioan Scăraru, care a scris, zice că eu l-am ispitit, ca să văd. Ce spune, ce ai gândit, Părinte Isidor, în prijă? Și Părinte Ioan îi spun, înainte aduc cu drag, zice, primii 3 ani am scuipat sânge. Atât de greu mi-era să mă umilesc, să mă umilesc, adică eu cine am fost și ce am să mă umilesc asta. Și zice, am scuipat sânge, dar zice, aici mor, văr sânge în fiecare zi pentru păcatele mele, dar nu mă las. Zice, după 3 ani am început să întrevăd, azi 3 ani, să întrevăd răsplata. Da, rabda, voi avea răsplata în cer. Zice, și după încă vreo 3 ani, zice, ultimul an, ce am început, Dumnezeu mi-a dat harul smereniei. Acum mă cred că eu n-aș nu vrea nici să văd față de om, dar nu e fețele unor călugări cu vioși și sfint. Și eu ar trebui să stau la 10-20 de metri sub pământ să mă calce tot. Ce nu-ți vrea nici să văd față de om. Și trăind în smerenia asta, deja el s-a ispășit și și-a profețit sfârșitul. Starețul a vrut să-l ducă să-l facă prior și a spus, mai lăsați-mă aici să... A plecat la Domnul și a spus, zice, dacă dobândesc îndrăzneală, adică mântuire cu îndrăzneală Dumnezeu, în 7 zile l-a luat pe portar, 8 zile l-a luat și pe portar. De fapt asta? Deci toată asta, procedeul ăsta cu curăție este cel mai important, zic, și cel mai greu. Dar conștientizarea bolii sufletești, să spunem așa, are și ea un rol foarte important, a doua treaptă din... Ca noi să conștientizăm că suntem bolnavi, adică să știm că trebuie să ne vindecăm. E ca și în boala trupească, când noi mergem la medic, el ne dă, prescrie medicamente, dar noi credem cu adevărat că dacă nu le luăm, nu ne însănătoșim. Vedeți cum e. Credința începe cu prima fericire, zice Domnul Iisus. Fericiți cei sărași cu Duhul. Conștiința smereniei, conștiința nimiciei și a străinării de Dumnezeu. Că Dumnezeu, dacă eu mă apropii, Dumnezeu m-a făcut din nimic, eu n-am nimic a meu, tot ce este Dumnezeu. Asta e smerenie. Și apoi, pe lângă asta, eu m-am înstăinat de Dumnezeu, eu nu sunt rai, nu sunt fața lui Dumnezeu acum, nu-s mântuit. Ei, conștiința asta te va face să plângi, cum duce, să începi rugăciunea neîncetată și să urci treptele. Ei, acum, sigur, conștientizarea aceasta a păcatului și ai pe măsura rugăciunii și măsura credinței. Pentru că la început, nici nu dai seama, până nu începi să te rogi, să te apropii de Dumnezeu, să te smerezi, să te umilezi, să ai smerită cugetare, să ai o sândire de sine, care e miezul vieții domnicești. Dacă nu le ai astea, nici nu-ți dai seama. Tu crezi că ești bine și mergi pe drumul tău. Dar prezența unui duhovnic, a unui preot duhovnic în viața acelui om este... cred că colosal, este super necesar, pentru că noi nu putem să înaintăm cu nimic, chiar dacă suntem în biserică, fără prezența unui preot duhovnic în viața noastră, care să ne jaloneze, să ne coordoneze, să ne ducă pe calea mântuirii, ca Hristos. Că preotul duhovnic, adică tocmai asta te ajută să faci diferența între credința la modul general, care merge la biserică, te închini, te rogi, când, și credința ca trăire teologică, științifică, poate chiar și la sport, adică toți aleargă, toți se joacă, sport de performanță, faci cu un specialist, nu poți să faci așa. Așa e și aici, adică că un duhovnicul, el trebuie să te aducă pe baza tradiției, pe baza experienței, pe baza, nu știu, să-i aducă la adevărata trăire, știi, care, că tu poți să crezi că ești bine, adică sunt oameni care... vin la biserică, vin la studiu, așa, dacă nu s-au spovedit câte un an de zile. Dar nu-și dau seama că trebuie și latura asta esențială, care și care reau lucrurile doar în exterior. Tot nu e știință. Și acum, tot asta e rostul duhovnicului, să conștientizeze, să... Da. Și, Părinte, asceza, spuneți-ne un cuvânt despre asceză, pentru că ea are un rol esențial. Postul, rugăciunea și trăirea noastră și trăirea în biserică și tot ceea ce facem, ca noi să ne despătimim, exact ce a spus. Și dumneavoastră ați vorbit în bună măsură, dar cât de importantă este în acest urcuș duhovnicesc de a ne ajunge spre luminarea minții, să spunem, a doua treaptă după despătimire. Mai știți cum e asceza importantă? Pentru că fără asceză nu poți să te apropii de Dumnezeu. Adică cine crede se teme de Dumnezeu, păzește poruncile. Ori
prima poruncă este postul. Pentru că sigur că atunci când ești, corpul e supra-saturat, atunci corpul, nu, sufletul nu va fi liber să zboare către Dumnezeu, să se bucure de rugăciune, să se hrănească cu rugăciunea. De regulă, te hrănești duhovnicește dacă dai puțină hrană corpului. Adică, și de aici reajungem la starea cea din tâi, că totul merge acolo, în grădina Raiului. Vedeți, de ce a fost prima poruncă postul? Pentru că atunci omul era tânăr și sănătos, n-avea patim în el. Și i-a zis doar dintr-un pom să-l mănânci, poate erau mii care putea să mânce. Deci n-avea, dar o mică opreliște ca să îl obișnuiască cu exercițiu. Ce înseamnă? Acest înseamnă exercițiu. Nu, da. Mâncă trei mere, da? Patru mere, da, nu mânca. Da. Adică, ca să te clar, ca prin exercițiu tu să urci încet și să ajungi la treapta să te hrănești doar cu Dumnezeu. Scopul omului a fost să ajungă la treapta să trăiască doar cu Sfânta Împărtășanie. Zicem noi acum, sunt Sfinți Părinți care trăiesc doar cu Sfânta Împărtășanie, Paisie cel Mare din Egipt, de exemplu. Dar în cealaltă lume noi ne vom hrăni cu Harul lui Dumnezeu. Acum ne hrănim cu o energie hrănitoare care a pus-o Dumnezeu în alimente. Dar nu ne hrănim cu alimente, că este o energie hrănitoare și care să ia puțin și mult să duce. Da. Dar atunci ne vom hrăni direct de la sursă, direct cu Dumnezeu. Și asta a pus, adică e foarte interesant, că acolo, întorcându-te la origini, înțelegi de fapt cum funcționează mecanismul. Din moment ce omul acolo nu era pătimaș, era tânăr, frumos în tot, și totuși a dat înfrânează-te, nu mânca din toți, și roagă-te neîncetat, zice, să muncească, să păzească. Ce să muncească? Că pământul de roade la sine. Sfinții Părinți spun că i-a dat să muncească rugăciunea, pomenirea lui Dumnezeu, și să-și păzească mintea de gânduri care îi le putea trimite cel rău. Evident, rugăciunea și postul sunt, până la urmă, crucea asta care trebuie să iei tot timpul și să o duci. Mi-a plăcut de asemenea ce am citit, că oamenii, chiar și în biserică, sunt cei care sunt netămăduiți și care nici nu sunt preocupați de tămăduire, adică nu interesează mult să meargă pe calea tămăduirii. Sunt oamenii care merg pe calea tămăduirii și prin Sfintele Taine, pe orice cale să ajungă, și exact ceea ce spuneam, prin credință, concluzionând, prin conștiența că e bolnav, prin faptul că are duhovnic, faptul că ține de asceză și de toate treptele acestea, și sunt cei tămăduiți. Cei tămăduiți aici sunt Sfinții Părinți sau Sfinții care au tămăduit. Da, acum știți cum e, sigur că Sfinții Părinți puneau foarte mult accent pe asta, să te tămăduiești pe tine însuți, zice, doctore, vindecă-te pe tine însuți. Adică, vedeți, mergeau, stăteau în pustie, în retragere, ca să se tămăduiască ei și apoi să-i ajute și pe alții, știți? Acum, asta e rostul, cumva, adică să... Noi acum aici, vedeți, de multe ori facem să practicați, vedeți, e pus preot la 20 de ani, el n-are experiență duhovnicească și folosim tot un cuvânt din Scriptură, mântuind, mântuiește-te, adică că te strădui și te mântui și pe tine, și se ajunge și pe alții. Sfântul Pavel zice, da, zice că eu promulez altora să nu ajung, eu sunt de rușine. Adică, noi nu neapărat, uneori avem experiență, dar în mănăstire am stat vreo 5-6 ani până când să fii hirotonit, și care au fost cei mai frumoși ani, să zic, din viață, ca să fii obligat cumva, adică să dai și altora, să împătrășești și altora. Că viața să trăiești doar în îndoială mănăstirească, cu slujbile, cu rugăciunea, e raiul pe pământ, adică e o viață duhovnicească deosebită. Dar care după aceea, sigur, trebuie să împătrășești și altora, dar acum mergi în lume și în lume, sigur, te ocupi și de alții, te ocupi și de tine. Și tot așa, știi? Și se pare că mai există o cale mistică de a ajunge la Dumnezeu mai ușoară, spunea, mi-a plăcut foarte mult, sunt Părinte Porfirie, Capsocalivitu, sigur și calea prin care a ajuns Sfântul Siloan Atonitu și alți Sfinți Părinți, dar Sfântul Porfirie Capsocalivitu spunea că poți ajunge și pe o cale mai scurtă, mai ușoară, de iubire din toată inima, din tot sufletul, din tot pe Hristos, și o cale mai ușoară de a ajunge, mai fără prea mult. Părinți au găsit, practic, m-aș putea zice că sunt două căi mai direct spute. Este calea rugăciunii neîncetate, deci care, exact cum Fericitul Augustin zice, iubește și fă ce vrei, este roagă-te și fă ce vrei, pentru că pe rugăciunea scurtă, Doamne, să fii Dumnezeu, miluiește-mă, poți să ajungi în inimă și să ajungi la iubire, că
să-i luăm întotdeauna iubirea. Să ajungi la iubire, să ajungi mai repede decât prin slujbe, poate în zeci de ani. În trei luni de zi, după ce în Iisus, ajungi în interior, acolo îți vezi și patimile, dar găsești și darurile de la botez, toate darurile care le-a pus Dumnezeu, și încep să le dezvolți. Și într-adevăr că prin rugăciunea lui Iisus, eu știu care e foarte scurt, asta e calea care a păstrat o smerenia lui Hristos, dragoste vrăjmașă de Sfântul Iloan, și practic în rugăciunea lui Iisus vorbești doar cât trebuie, cum trebuie, păstrând iubire, bine făcătoare față de cei din jur, răspuns răului cu bine, așa. Dacă practici direct iubirea, cum zice Sfântul Porfirie și preasugurie, era pe aceeași metodă mergea, practic direct iubirea, poți să ajungi cumva mai repede, e important doar să păstrezi, pentru că iubește și face ce vrei. Dacă iubești și păstrezi iubirea, iubirea e echivalentul rugăciunii inimii, adică treapta a treia rugăciunii din cele șapte trepte, adică deja simțirea lui Dumnezeu în inimă. Și dacă practici iubirea, iubești în smerenie, pe necondiționat, sigur că asta e calea adevărată și care, sigur, acum mai trebuie observa ceva și mai trebuie zice ceva. Nu întotdeauna vindecările sufletești duc și la vindecări trupești. Că noi de multe ori lumea aceasta vrea să se vindece sufletești, da, părinte, da, boala e, păcatul e cauza bolii. Dar să vede ce trupește. Și omul când e sănătos trupește, după aia sigur, iar este spus păcatului. Ci sunt mulți care s-au vindecat sufletește, au ajuns la stări înalte sufletești și care au păstrat bolile. Sunt după ce a trăit cu cancer vreo 14 ani. A fost și orb ultimii 10 ani. Adică, nu, și care cancerul, orbirea sunt niște boli grele, dureroase. Deci, nu neapărat trebuie să căutăm vindecarea bolii fizice, adică ci starea asta de legătură cu Dumnezeu, să trăiesc în harul lui Dumnezeu și eu să pot să împărtășesc Dumnezeu. Adică eu mă simt la Dumnezeu că mă învăluie și înăuntru în afară și simt că curge prin mine, să împărtășește prin iubire, prin rugăciune, prin bunătate, prin sfaturi, prin ceea ce Domnul Iisus Hristos și spunea că trupul, Duhul este osăduitor, iar trupul neputincios, pentru că se pare că există o oboseală psihosomatică în trupul care atunci când sufletul este vindecat, trupul este puțin într-o oboseală. Aici vedeți că toate cuvintele Scripturii au valabilitate și inversă. Zice, trupul e neputincios. E neputincios când e vorba de făcut voia lui Dumnezeu. Dacă e vorba de făcut păcatul, să vezi că sunt mort să trezești la păcat. Nu-i chiar. Și Duhul, da, Duhul necurat e osânditor, dar Duhul omului nu. Trupul de multe ori. De ce? Trupul e un vrăjmaș al mântuirii și a noastră. La fel cum Satana ne desprinde de iubirea lui Dumnezeu pe verticală, lumea ne desprinde de iubirea lui Dumnezeu pe orizontală, prin toate ofertele ei, și Satana te desprinde iubirea lui Dumnezeu care o ai în inimă, adică trupul. Pentru că trupul este prieten dușman dulce și prieten viclean. Trupul nu poți să te încrezi niciodată în el, că acum dacă îl pui la rugăciune, e slăit, nu mai poate nimic, dacă îi dai să facă altceva, imediat poate. Câteva cuvinte despre psihoterapie. Acum există o psihologie din asta antropocentrică și există psihoterapie ortodoxă. Eu sunt foarte fascinat de psihoterapie ortodoxă pentru că rezultatele se văd la părinții noștri contemporani acum și în Rusia și în Grecia și la noi în România sunt foarte mulți psihoterapeuți ortodoxi care vindecă foarte mult și ajută tineri și mai ales tineri cu adicții, tineri cu probleme destul de... Deci sunt foarte mulți psihoterapeuți pentru că sunt foarte mult bolnavi. Deci să știți un lucru. Suntem tot mai bolnavi. Psihoterapia s-a practicat în biserică dintotdeauna. Deci prin credință, prin trăire, erau poate mii. Ei, acum, într-adevăr că în lumea aceasta căzută, în care suntem toți bolnavi, o boală, o bolnăvire generală, ai nevoie și noi nu primim totul prin informație. Știți? Și faptul că primești totul prin informație, acum ne ajută cărțile. A venit altul, Vlacos, care de fapt, el ce face? De fapt, cum a făcut părintele Cleopa, care a fost ucenic la toți mari puznici moldoveni, care erau puznici făcători de minuni, dar nu i-a văzut nimeni 70 de ani, dar el a făcut cumva cunoscut, cu darul vorbirii, cu memoria fenomenală, nu știu ce. Așa, în altul Vlacos, prin tăirea și ce a luat,
El de fapt le explică lucrurile astea. Da, da. Așa este asta. A, dar trăirea de fapt poți să o ai lângă un părinte necunoscut de nimeni și tu să mergi acolo să te spovedești, să te împătășești, să te rosti, să-ți vezi de rugăciuni zilnic și de, nu știu ce. Și să fie cel mai bun psihoterapeut. Da, da, și să ai trăirile, știți? Da, da. Deci nu, ele nu, nu. Acum noi, sigur că noi trăim și pe planul ăsta, cum am spus, și empiric și practic, dar și teoric. Noi trăim și teoretic acum, de asta v-am adus eu cărțile așa de ca îndemn, cumva. Pentru că, spre exemplu, așa cum sunt cărțile în altul lui Vlacos, tot așa e cărarea împărăției lui Părintele Arsenie, care e bazată pe scriptură, pe filocalie, e o sinteză a filocaliilor la care Părintele a lucrat. Dar o sinteză nu doar teoretică, ci pentru că Părintele ajunsese duhovnic și spovedind, zice, s-au adunat atâtea lacrimi și atâtea, la măsuța spovedanii. Plângea cu cei care plâng și din experiența asta a găsit, de fapt, metodele vindecării, sigur, prin cuvintele lui Dumnezeu, prin Vechiul și Noul Testament. Și acum, mai nou, tot așa, sigur că poate că cea mai importantă, ca teoretic vorbind, așa și ca asta, e teza de doctorat a domnului Jean-Claude Larcher, care e acest teolog francez excepțional, care deja are și dânsul, cred că, o vârstă destul de... Da, terapeutică. Da? Da, care aici găsești cam tot ce s-ar putea îmbolnăvi omul și cam ce, cum s-ar putea vindeca. Și eu doar la asta mă opresc și pe lângă asta scățile părintelui Teofil Tia, decanul la Cluj, psihoterapia pastorală, care la fel dezbate și din punct de vedere psihologic și din punct de vedere psiholog, din câte înțeleg. Da, și din punct de vedere teologic, foarte bună, cu, da, și cărțile de prioritate familiei, oxigenarea prin dragoste, a și prioritate misionară pastorală contextuală, asemenea, care tot așa, un fel de psihologie duhovnicească, vocația prioritate în contextul preastului Gurie, da, care e excepțională, foarte bună, asta în altul însăriete, Calistos Voiar, Ortodoxia, Calea Dreptei Credințe, și cea mai bună carte care v-am spus despre ea, eu acum am văzut prezentarea ei de vreo 3 săptămâni, Efectele psihosomatice ale rugăciunii spirituale filocalică. E o teză de doctorat a unui băiat de la București, Florin Ștefan, la Părintele Răducă, care lucra vreo 7 ani la ea, mi se pare că dânsul e și medic pe lângă asta, sau are și medicină, sau psihologie, ceva, da, o conștiință, da. Așa carte bună și au abordat atâtea probleme ale zilei noastre contemporane. Da, contemporane. Nu cred că există. Cum a fost a domnului Larcher la vremea ei, așa e cartea asta acum, la aceasta. Poate foarte, foarte bună. Asta este așa, cum să spun, pe latura asta teoretică. Ia uitat, lacrimi pocăințe, care abordează aproape tot ce poate veni și din partea asta. Că acum, dumneavoastră, știți că sunt și atâția psihoterapeuți și atâția astea pe calea asta neortodoxă, știți, care vin, care au doar frânturi, adevăr, știți, pentru că încercările acestea omenești, fără să cunoști credința, linia ei, firea omului, ortodoxia, de la Adam, la Avram, la Moise, la Iacob, la Hristos, până la noi, ia doar frânturi, ia o frântură și dacă ia o frântură, uneori o aduce la adevărul cuprinzător și face bine, alteori nu aduce. Și se înfundă ca toate gândirile segmentate, fragmentate, care și asta nu reușește, știți? Ca și un cuvânt, așa, da, în concluzie, cam ce ne puteți spune, care să concluzioneze tot ce am vorbit, pentru că e foarte mult de discutat, Părinte drag, dar nu ne permite, a fost timpul este, da, e foarte limitat. Da, deci concluzia este să știți că tot ce am vorbit noi și către astea sunt foarte bune de citit și toate teoretic, ele, cum să spun, îți dezvoltă, îți deschid câteva cămăruțe, câteva foldere acolo la creier, și mai înțelegi ceva, mai înțelegi, că noi tot înțelegem în timp, în zeci de ani. Dar, în esență, deci noi trăim prin credință, nădejde și dragoste. Adică, cred în Dumnezeu. Păi ce fac? Postez, mă rog, fac metanii, postez. Lucrurile astea simple, să știți, de la astea se pornește. Restul, după aceea, eu dau o îmbogățire, care și ea e bună, dar întotdeauna să stăm cu picioarele pe realitate, pe adevărul lui Dumnezeu. Cred, din moment ce cred, mă mântuiesc. Cred și au crezut, au s-au mântuit. Ascult de Dumnezeu,
fac lucrurile astea simple, știți, cu astea. Mă și apoi restul, care, vedeți, zice Sfântul Apostol Petru, poate că asta e cea mai bună din sens, zice, într-un mod, zice, adăugați la credința voastră fapta bună, credința fără fapte mari. Ce? Orice fapta bună, e milostenia, postul, rugăciune. Cam astea ar fi faptele bune generale. Zice, la fapta bună, cunoștință. Străduiți-vă, mai citiți ceva, mai citiți o carte sfântă, dezvoltați-vă. De la un catehism, la o dogmatică, la câte sunt. Atâtea lucruri, te ajută citit. Deci apoi, la cunoștință, înfrânarea. Păi după ce cunosc, știu ce e bine și ce e rău, că am linia ortodoxă, păi nu mai cred tot ce zboară în lume, adică scrie că scrie pe internet și ăla și ăla, nu știu ce, nu mai asta, la înfrânarea. Ce la înfrânarea, fata, răbdarea. Păi în lumea asta nu e ușor, că poate că tu ești singurul care duci o cale dreaptă într-o lume în care toți în jurul tău cred în tot felul de teosofii și ezoterisme și nu știu ce, și nu ți-e ușor. Trebuie să ai răbdare. Deci apoi, la răbdare e evlavia. Acum, să fim iar aici, bineînțeles, în viața simplă creștină, creștinii trăiau separați de ceilalți oameni. Nu mergeau la petreceri cu ceilalți oameni, cum noi mergem acum. Noi zicem că suntem creștini, dar petrecem cu păgânii. Îți vine cu taragotul până la biserică și vin despuiat el la cununie. Deci e o mare problemă. Și creștinii aveau un mod, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, cele 23 de reguli ale cununiei. Miri să trăiască în fecioarie și la logodă, până pe una. Cântăreții bisericii cântă la nuntă cântări duhovnicești. Vedeți acolo ce frumos. Sfântul Ioan deja moștenit să ce să practica în primele 300 de ani. Ei, lucrul ăsta, fiindcă omul trăiește, nu trăiește în lumea asta, adică că tu ești la biserică, dar petreci ca păgânii, în modul, la taini, la botez, la cununii, la toate, atunci ai nevoie și tu de ceva. Și asta ne-a dat teatra evlavia. Creștinul evlavia, cum se hrănește? Nu se hrănește cu muzică laică, oricât ar fi de bună, de petrece, sau nu știu, ci are slujbele, are picturile, are lucrurile astea duhovnicești. Vedeți? E o lume duhovnicească. Și apoi zice la evlavie, iubirea frățească, că toți oamenii suntem frați, avem conștiința asta că toți oamenii suntem frați, și iubirea dumnezească care cuprinde tot ce crea Dumnezeu, regnul animal, mineral, vegetal, tot. Și aici, asta e tot, adică, până la urmă, reîntoarcerea la credința asta apostolică și practicarea ei, sigur, cu bogăția de gândire care am acumulat-o de-a lungul timpului. Asta e soluția. Îi dau slavă lui Dumnezeu și mulțumesc pentru faptul că am putut realiza acest podcast cu dumneavoastră. Discuția a fost foarte interesantă. Rog de asemenea pe preamilostivul Dumnezeu să trezească în sufletelor celor care ne văd și ne ascult dorința de vindecare, dorința de mântuire, pentru că de fapt prin vindecare noi ce dorim? Să ajungem în împărăția lui Dumnezeu și să ne dorim împărăția lui Dumnezeu, să ne dorim mântuirea sufletului și vă mulțumesc mult, Părinte, și doresc tuturor celor care ne văd sau o să urmărească acest podcast un post binecuvântat în continuare și... Da, să ajute Dumnezeu să fie de folos acum, cuvintele să fie de folos. Poate că măcar câțiva să gândesc să petreacă duhovnicește. Mulțumim mult, Părinte, Doamne ajută! Să rămână, mulțumim! Doamne ajută!